Am revenit în platou pentru partea a doua a emisiunii Raportul de seară. Titlul emisiunii renaște frumos și sigur municipiul Fălticeni. În platou se află domnul Cătălin Coman, candidat din partea PSD pentru primăria municipiului Fălticeni, primar în exercițiu, și doamnele Liliana Cojocaru, candidat PSD pentru Consiliul Local Fălticeni, și Luminița Corbu, candidat PSD tot pentru Consiliul Local Fălticeni. Domnul primar, cum decurge campania? Ce mai spun oamenii? Care sunt doleanțele? Ei, suntem pe ultima sută. Da, într-adevăr, suntem pe ultima sută. Campania, din punctul meu de vedere, decurge bine, cel puțin a fel, la modul cum o facem noi, cei din PSD. Am mai spus-o, nu niciun secret. Întotdeauna am fost în campanie, indiferent că au fost vorba de legi locale, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale sau de altă natură, ne vorbim pe nimeni de rău. Din păcate, adversarii politici nu fac același lucru și asta îmi lasă un gust amar. Se încăpățânează să... Să umble la cutia cu zvonul. Până la urmă, până la urmă, cred că își fac un deserviciu, pentru că oamenii sunt sătul de răutăți, sunt sătul de minciuni, și omul, în momentul când ți-a deschis ușa sau poarta, vrea să știe ceea ce vrei să faci tu bine și nu aruncând cu noroi în competitorii tăi. N-am făcut-o niciodată, nu o să o facem nici de acum înainte. Vom avea o campanie civilizată, frumoasă. Mergem și vorbim doar de ceea, de proiectele noastre, doar de lucrurile pe care, cu care vrem noi să îmbunătățim viața cetățenilor noștri. Nu vorbim nici de stânga, nici de dreapta, nici de cutare candidat, chiar dacă de multe ori ni se pun întrebări. Preferăm, și eu cel puțin, împreună cu echipa mea, să spunem în felul următor: noi suntem noi, cei de la PSD, vrem să spunem ce facem noi bine. Să înțeleg că oamenii așteaptă mai degrabă soluții la problemele lor, nu mai vor deloc spectacol, ceva... Da, într-adevăr, asta este părerea mea, oamenii vor soluții la probleme și nu noroi și vorbe aruncate fără niciun fel de acoperire. Am auzit tot felul de zvonuri, unul foarte recent, că Fălticeniu e în faliment sau nu mai știu ce s-a întâmplat. Da, da. Vreau să o spun foarte limpede și cu toată responsabilitatea, pentru că totuși sunt primar în funcție. Repet, cu toată responsabilitatea, Fălticeniu are o situație financiară printre cele mai bune din România. La momentul la care discutăm acum și astăzi, am avut ședință de Consiliu Local și am aprobat contul de execuție. Municipiul Fălticeniu nu are niciun fel de datorie la nimeni. Asta pentru a curma definitiv toate zvonurile și tot ceea ce le transmit, din păcate, mincinos cei contracandidații mei, competitorii noștri din campania electorală. Nu avem niciun fel de problemă financiară, am reușit și ne-am achitat la timp și cu responsabilitate toate datoriile. Dimpotrivă, suntem pe un buget pozitiv, suntem pe un excedent, avem bani să facem și investiții, avem bani să facem și dezvoltare, avem bani să asigurăm și funcționarea orașului, deci în acest punct de vedere fălticinienii trebuie să stea liniștiți, pentru că am demonstrat la primărie, împreună cu toți cei implicați, cu echipa de la Direcția Economică, cu cei de la urbanism sau direcția tehnică, că reușim într-adevăr să gestionăm așa cum trebuie banul public. Iar faptul că am spus în mandatul meu toate licitațiile executate, toate licitațiile realizate s-au încheiat fără niciun fel de contestație, spune multe despre profesionalismul echipei din primărie și despre corectitudinea echipei din primărie. Poate fi și un record. Poate fi un record în condițiile în care, vedeți, toată lumea se plânge de contestații, de întârzieri pe proiecte. Am avut licitație pentru strada Sucevei, s-a adjudecat din prima fără niciun fel de contestație. Am avut licitație pentru zona de agrement Nada Florilor, s-a semnat contractul din prima fără niciun fel de contestație. Am avut contract pentru clădirea maternității despre care vorbea doamna doctor. Am făcut licitație, s-a adjudecat din prima fără niciun fel de contestație. Am avut licitații pentru tot ceea ce înseamnă partea de asfaltări, la fel, fără niciun fel de contestație, adjudecate din prima. Sunt doar câteva exemple. Asta ca să terminăm o dată cu tot ceea ce înseamnă zvonistic asta. Echipa din primărie își face treaba cu profesionalism, cu seriozitate, cu corectitudine, iar tot ceea ce v-am spus sunt lucruri vizibile, demonstrabile oricând prin documente oficiale. Și nu cred că sunt foarte multe municipalități în România care se pot lăuda așa cum o facem noi. Am spus toate aceste lucruri pentru că, v-am spus, e campanie, la urechile mele ajung tot felul de zvonuri. Sunt răutăți, au fost, răutăți, se vorbește prin piață, se vorbește prin bazar, că nu știu cât a făcut, a costat aia, că nu știu cât a costat ailaltă. Am demonstrat, trecând peste orice fel de vorbe goale aruncate cu
indiferență, cu nonșalanță așa de adversarii politici, că ne facem treaba. Iar situația financiară a primăriei municipiului Fălticeni este una dintre, repet, dintre cele mai bune din România. Suntem o primărie la care nivelul de îndatorare a datoriei publice cu acel împrumut este cel mai redus din județ. Și asta ne dă dreptul să avem din nou proiecte, ne dă dreptul să sperăm că vom merge în continuare cu dezvoltarea orașului, pentru că s-au făcut multe, dar la fel, cu toată responsabilitatea, o spun, mai trebuiesc foarte multe de făcut. Da. O să aflăm cam ce ar mai trebui de făcut, dar vă întreb, spuneți de această atitudine, de aceste răutăți, șicane au fost pe timpul mandatului, nu v-au demobilizat, mergeți mai departe. De ce? Nu mă aud, sunt un caracter puternic, îmi place mie să mă laud singur dacă îmi dați voi, dar așa simt și consider. Sunt un om energic și cred că mai presus de tot ceea ce înseamnă răutăți de moment ale unor adversari politici din Consiliul Local, cred că fălticinenii merită mai mult. Pentru că am spus-o și în campania din 2012 și în campania de acum din 2016, am mers și eu și candidații de la celelalte partide politice și au spus ce vor să facă. Nu cred că este niciunul dintre ei care să meargă să spună ce nu vrea să facă. Am mers împreună în 2012 cu o parte din de acum foștii colegi consilieri și am spus că vrem zona de agremenada florilor. Am vrut-o împreună. Da. De atât că la un moment dat am vrut-o numai eu. Ei n-au mai vrut-o. Asta nu știu și le-am spus atunci dacă au fost pe stradă și au spus să știți că noi nu vrem zona de agrement. Din potrivă, au spus-o și s-au bătut în piept. Am vorbit de spital. Și eu și ceilalți contracandidați, în 2012 am fost pe stradă, am vorbit cu oamenii, cu cetățenii. Am spus că vrem să facem spitalul. Când a venit momentul să votăm un deviz actualizat pentru a putea primi în continuare finanțare de la Ministerul Sănătății, liberalii n-au votat. Nu am înțeles nici atunci, le-am spus-o bărbătește în ședința de Consiliu Local, că e un mare pericol ceea ce fac ei, pentru că nu știu dacă cetățenii fălticenilor știu, dar o spun acum. În momentul în care am finalizat devizul cu toate modificările aduse de legislația schimbată în domeniul ISU și domeniul sănătății publice, în momentul în care am venit cu acest deviz în Consiliul Local și trebuia să-l înaintăm mai departe către Ministerul Sănătății la București pentru a primi în continuare finanțare, proiectul de hotărâre a trecut doar cu votul consiliorilor PSD. Și întrebați mai înainte și pe doamna doctor și pe doamna profesoară, de ce din echipa PSD? Pentru că am nevoie de oameni competenți pe aceste două domenii de activitate extrem de sensibile și extrem de prezente în orice societate, pentru că am nevoie să mă consult cu un specialist în domeniul sanitar, care știe mai bine decât oricine la nivelul locului de muncă care sunt problemele și cu care ne putem sfătui pentru a putea găsi soluții. La fel în tot ceea ce înseamnă sistemul educațional. Sunt persoane pe care mi le-am dorit aproape, mi le-am dorit în echipă și le-am dorit nu doar de dragul de a avea o listă de consilieri sau a veni în Consiliul Local. Mi le-am dorit pentru că vreau într-adevăr să formăm, așa cum am format cu echipa de consilieri PSD de până acum, o echipă competitivă, o echipă cu care să muncim împreună, o echipă care să găsim soluții la problemele fălticinenilor și în sănătate, și în educație, și nu numai, și pe străzi, și pe orice fel de altă problemă care, într-adevăr, face parte din viața cotidiană a fălticineanului. Cred, sincer, că avem cea mai competitivă echipă, cea mai energică, cea mai bine pregătită echipă de consilier local la Fălticeni și sunt convins că această echipă își va demonstra pe parcursul acestui viitor mandat de 4 ani profesionalismul, iar rezultatele fălticinenii le vor vedea. Spuneați că am făcut multe realizări. Da. Fălticinenii... Da, asta aș fi dorit eu, pentru că am vorbit despre sistemul de sănătate, sistemul de învățământ. S-au investit foarte mulți bani, numai la învățământ, 10 milioane de lei. Ce trebuie făcut? Pentru că recunoașteți chiar dumneavoastră că mai e mult de făcut. Pe domeniul sanitar să începem. Da, într-adevăr, s-au făcut multe, mai sunt multe de făcut. Vorbeam înainte de colaborarea strânsă între primar și Consiliul Local. Da. Vorbeam de, doamna doctor a citit aici, a enumerat multe aparate care s-au achiziționat și care se folosesc și sunt absolut necesare în spitalul vechi și se vor muta în spitalul nou.
Sunt aparate despre care eu nu știu foarte multe lucruri, pentru că nu sunt în branșă, dar având alături un coleg consilier de specialitate, oricând mă pot sfătui să-mi spună, să-mi transmită care sunt nevoile spitalului, după ce se consultă cu managerul, cu toți colegii pe care îi are acolo în sistemul sanitar, medici, asistente, infirmiere, îmi spună, trebuie, nu știu, o masă de operație de așa nivel, atât de performantă, trebuie nu știu ce aparat. Sunt lucruri care mă pot ajuta pe mine enorm de mult să pot să le pun în aplicare și nu numai pe mine. În primul rând, Fălticineanu, posibilul beneficiar al sistemului de sănătate, cel care se internează în spital și care așteaptă o rezolvare, o problemă a sănătății, așa cum menționa și doamna doctor în acel citat. Vrea să fie sănătos. Cred că cel mai ușor să fie sănătos este să știm într-adevăr care sunt aceste probleme, iar contactul permanent între cineva care lucrează în branșă și știe nevoile sistemului și primar care poate într-adevăr să rezolve tehnic, financiar această problemă este absolut necesar la Fălticeni. Vorbeam de spital, avem o problemă, avem o, nu știu, un gust amar cu clădirea noului spital municipal. Da. Am mai spus-o, o repet, pentru că într-adevăr este de maximă importanță nu doar pentru municipiu, ci pentru întreaga zonă. Vorbim totuși de un spital care va deservi o populație de aproape 150.000 de locuitori. Doamna doctor poate să vă confirme că din pacienți, jumătate sunt din Fălticeni, jumătate sunt din comunele și satele arondate. Mm-hmm. Municipiu, da. De asta ați și menționat, nu? Că ar trebui să devină spital municipal. Spital municipal de urgență. De urgență. Asta urmărim în perspectivă, să realizăm spitalul. Exact, vedeți, este o idee care le aparține lor, celor din sistemul sanitar. O idee bună pe care ne vom strădui împreună să o ducem la... Asta presupune și medici de acum mai mulți. Trebuie să deveniți atractivi. Da, exact. Ca și comunitate. Medici, asistente, odată cu spitalul nou, cu alte secții, vor trebui să vină medici, mai mulți tineri, atât unde suntem deficitari, cât și la compartimentele nou înființate. Vor trebui asistente, vor trebui infirmiere și tot ceea ce presupune acest personal medical din punct de vedere al resursei umane. Dar cum ați evalua astăzi și dumneavoastră, spitalul pentru acea regiune? Este un spital. Este încă mult de făcut ca necesar și dotare în zonă, da. Mai este mult de făcut, dar cu ajutorul primăriei sperăm să realizăm obiectivele. Da. Domnul primar, doamna profesor a menționat ceva că este bucuroasă că poate merge la serviciu fără, la școală, fără niciun risc. A menționat că există pază, securitate asigurată. Mai exact, de ce? Ce s-a întâmplat înainte de a veni dumneavoastră, înainte de a lua decizia asta cu de a asigura pază și securitatea în școli? Adică, cum să vă spun, aici... Care era situația, în fond? Nu era o situație foarte plăcută, pentru că, din păcate... Adică bănuiesc, dacă era un risc pentru... Exista un risc pentru profesor, exista și pentru copii, nu? Exact, și pentru copii, și pentru profesor, și pentru toți cei care, într-un fel sau altul, desfășoară activitatea într-o unitate de învățământ. Erau cazuri grave, din punctul meu de vedere. Au fost foarte multe evenimente neplăcute, și la grădinițe, și la școlile gimnaziale, și la licee, pentru că era oricine putea să intre, oricine putea să facă orice, ceea ce nu mi s-a părut absolut în regulă, pentru că discutăm totuși de o instituție în care își desfășoară activitatea sute de oameni. Fie că e vorba de profesori, fie că e vorba de elevi, erau cazuri în care la grădinițe se stătea cu ușa încuiată pe dinăuntru. Erau 3-4 doamne educatoare, două doamne femei de servici, stăteau cu ușa încuiată, pentru că au avut evenimente neplăcute și lucrurile astea nu ar... Am constatat, am zis că nu trebuie să se mai întâmple. Și la Fălticeni, fiecare școală, fiecare grădiniță, fiecare liceu are pază plătită de primărie cu firmă specializată și mă bucur că în 4 ani de zile, la nicio unitate școlară din Fălticeni, nu am avut niciun fel de eveniment neplăcut. Da. Și asta înseamnă că părintele este mulțumit și sigur că în momentul în care copilul lui ajunge la școală
este în condiții de siguranță și securitate, că nu îi se poate întâmpla nimic rău din exterior. Colegii mei profesori la fel pot într-adevăr să-și facă meseria fără niciun stres din acest punct de vedere, că vine unul sau altul care să producă tot felul de evenimente neplăcute. Și practic e al patrulea an școlar în care primăria plătește toate aceste servicii de pază. Iar acum, tot așa ca mai în glumă, mai în serios, am văzut pe pliantele electorale ale unor candidați la primărie, nu vorbesc în Fălticeni, sunt municipii în județul Suceava, în care, ca ofertă electorală, ca promisiune electorală, că vor introduce pază în școală ca la Fălticeni. Trebuia să brevetăm la timpul, respectiv ideea, pentru că s-a dus într-adevăr, au fost controle, au fost inspecții din partea Inspectoratului Școlar General, din partea Aracipului, cei care asigură calitatea în învățământ, de la nivel ministerial, și toată lumea a apreciat într-adevăr că tot ceea ce înseamnă procesul instructiv-educativ se desfășoară în condiții de securitate maximă la Fălticeni. Au transmis toate aceste laude mai departe, toate aceste modalități de rezolvare, toate aceste soluții pe care le-am găsit noi. Și iată că, v-am spus, trebuia să brevetăm, sunt localități, și am văzut pliante electorale în județul Suceava, în care se spune la un punct că vor asigura paza în școli, ca la Fălticeni. Ca la Fălticeni era odată ca la o melodie, un cântec popular, ca la noi la Fălticeni. Ca la noi la Fălticeni, cu siguranță, în învățământ, și ne mândrim cu lucrul ăsta. Ce trebuie de făcut de acum? Multe mai trebuie de făcut. Vorbeam de spital. Într-adevăr, un spital pe care l-am preluat la nivel de realizare 27%. După 4 ani de finanțare consecutivă din partea guvernului condus de Victor Ponta, 380 de miliarde de lei vechi s-au primit pentru construcția noului spital municipal Fălticeni. Și în 2012, și în 2013, și în 2014, și în 2015... Din păcate, în acest an în care nivelul de realizare a spitalului este de 88,78%, ca o mare curiozitate neplăcută pentru mine și comunitatea fălticineană, nu am primit absolut niciun ban. În condițiile acum aveam nevoie mai mult decât oricând. Am fost personal la București, de 2 ori am discutat cu fostul ministru demisionat în urma acelui scandal cu dezinfectanțe. Am vorbit cu secretar de stat, cu directori din tot ceea ce înseamnă compartimentele specifice. M-am asigurat că toate documentele transmise de noi sunt corecte, le-au verificat și ei, mi-au spus, domnul primar, totul este absolut în regulă. M-am întors de 4 ori, am fost de 4 ori, m-am întors cu sacoșa plină de promisiuni. Din păcate, la momentul la care discutăm, Spitalul Municipal Fălticeni nu beneficiază în bugetul pe 2016 de absolut niciun ban. Este un lucru de o mare gravitate pe care i-am transmis și atunci, nu-l înțeleg, pentru că în programul de guvernare scria foarte clar că se vor finaliza obiectivele începute care au un grad de realizare mare. Dacă 90% nu este un grad de realizare mare, mă întreb cam care ar fi, în opinia lor, acest grad de realizare. Sunt optimist în continuare, pentru că, așa cum spuneați, nu cedăm ușor. Ne vom bate în continuare pentru Spitalul Municipal Fălticeni, cu toți cei care mi-au fost alături, președintele Consiliului Județean, domnul Cătălin Nechifor, vicepreședintele Consiliului Județean Alexandru Rădulescu, domnul deputat Ioan Stan. Am format o echipă bună până acum. Ne-am bătut și ne vom bate în continuare, sunt convins, pentru că municipiul Fălticeni și întreaga zonă Fălticeni merită acest spital municipal. Nu suntem, cum să vă spun, suntem optimiști pentru că în momentul obținerii finanțării acest spital, chiar dacă unii nu vor crede, vor considera tot o promisiune, eu spun că e o realitate și am demonstrat-o cu multe altele, acest spital municipal se poate finaliza în acest an. Singura condiție o reprezintă finanțarea, bănuții. Dacă vom avea acest bănuț și acest guvern sau altul care va veni va înțelege că nu construim un spital de la zero. Se construiește de 25 de ani la Fălticeni în spital. De 25 de ani se construiește. Până în 2012 nu s-a întâmplat aproape nimic. Din păcate. Aici nu facem politică, că n-au făcut ăia dinainte. Spunem o realitate. Nu s-a făcut, și păcat pentru întreaga comunitate fălticineană. Putea să taie altcineva panglica. Mă bucuram ca fălticinean, chiar dacă era din alt partid. Dar trebuie într-adevăr făcut. De recuperat. Și aici, din păcate, acei care ar trebui să stea cu capul în pământ, pentru că sunt vinovați de tot ceea ce s-a întâmplat, de lipsa finanțării, pentru că, să nu uităm, 8 ani de zile la Fălticeni, din 2004 până în 2012, a fost guvernare PDL-PNL. În 8 ani de zile, cu
guvern, cu ministru, cu președintele Consiliului Județean, în 8 ani de zile la Spitalul Municipal din Fălticeni nu s-a pus o cărămidă. Asta este o realitate. Nu vreau să fiu nici rău, nici răutăcios, nici malițios, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Din 2004 până în 2012, repet, la Spitalul Municipal din Fălticeni nu s-a pus o cărămidă. Mai mult decât atât, în anul 2011 s-au primit 200 de miliarde. Era guvern PDL, președintele Consiliului Județean de aici era PDL, la Fălticeni era un primar PDL, s-au primit 200 de miliarde în anul 2011. Știți câți bani s-au cheltuit? 12. Știți câți bani s-au dat înapoi? 188. 188 de miliarde s-au pierdut în 2011. Sunt lucruri reale, adevărate, oricând dovedibile și fălticineni știu lucrul ăsta. Și tocmai aceia care atunci au dat cu piciorul la o sumă atât de mare, 188-190 de miliarde. Aproape, nu? Sau... Mult mai mult decât avem nevoie acum. Acum nu mai avem nevoie de atâta. Dacă era și finanțarea aia, puteam deci încheia spitalul cu tot, cu dotări și cu tot absolut. Nici măcar nu mai avem nevoie de toată suma. Deci aceia care au fost vinovați atunci, și vorbesc de competitorii noștri politici, din PNL și cum se mai cheamă partidele astea acum, se schimbă foarte des, ei care au dat înapoi Ministerului Sănătății 190 de miliarde pentru Spitalul Municipal Fălticeni, acum spun, doamne, că n-a făcut primarul spitalul sau că în loc să facem nu știu ce zone de agrement, făceam spital. Sunt lucruri false, total neadevărate. Mă deranjează foarte mult faptul că și ei știu că sunt minciuni. Nu puteam din banii de la zona de agrement să facem spitalul, pentru că nu se poate. Sunt bani europeni și Uniunea Europeană ți dă cu o destinație foarte clară. Niciun leu de acolo nu poate fi cheltuit cu altă destinație decât cea care există în contractul de finanțare aprobat de Comisia Europeană. Deci banii pentru zona de agrement au venit pentru zona de agrement. Altfel nu puteau veni deloc. Pentru spital, finanțarea trebuie să o asigure guvernul, pentru că printr-o hotărâre de guvern, tot ceea ce a însemnat finanțarea a fost asumată de guvern. Indiferent cum se numește guvernul sau cine ce partid în această componență. Guvernul este o instituție. Da. A fost asumată finanțarea de către guvern. Guvernul este dator și obligat, nu că vrea sau că nu vrea, este obligat să asigure finanțarea în continuare. Îmi pare nespus de rău că după 4 ani de finanțare, repet, 380 de miliarde primite de la Victor Ponta, de la guvernul condus de Victor Ponta, s-a rupt această finanțare, iar guvernul care, repet, era obligat să facă acest lucru, iată că spune, da, mergeți la Fălticeni, domnul primar, că o să trimitem banii. Și n-au mai venit. Suntem în iunie, aproape. Da. N-au venit niciun ban. Sper din tot sufletul, odată cu câștigarea alegerilor de care nu mă îndoiesc, de către PSD, la nivel local, la nivel județean, la nivel național, această finanțare să continue, pentru că, repet, este păcat ca un spital în care s-a investit foarte mulți bani, foarte multe eforturi, foarte multă muncă și un spital așteptat de o comunitate de 150.000 locuitori, un spital care este 90% gata, 90%. Și poate o să invit fălticinenii să facem o tură înăuntru, să vadă că, într-adevăr, cei la exterior și la interior nu mai trebuie decât, eu știu, var, tarchetul ăsta pe jos pentru tot ceea ce înseamnă riscuri, evitarea riscurilor de infecții. Sunt chestiuni tehnice pe care constructorul le știe foarte bine. Atât mai este de făcut. În rest, lucrurile sunt o direcție normală. Și cred din tot sufletul și sunt optimist, așa cum a fost întotdeauna, că ne vom bate pentru a finaliza Spitalul Municipal la Fălticeni. Poate mai târziu decât ne-am dorit, dar, repet, nu din vina noastră. Tot PSD-ul va face, nu? Tot PSD-ul va face, da. Sigur. Da. Succes, doamna profesor Corbu. Riscați, încercați o comparație între proiectele, programul dumneavoastră al consilierilor locali PSD și, evident, și proiectele domnului primar Coman, să le comparați cu cele ale candidaților? Nu cred că... Nu v-a interesat, știu, oferta competitorilor? Nu. Nu. Pur și simplu, cam... Foarte, foarte sincer vă spun nu. Mm. De ce? Poate au lucruri bune și acolo. Sau... au copiat, au dat copy-paste. Sunt convinsă că acum se cam practică transferul ăsta de informații. Da. Nu, pentru că de 4 ani văd ceva ce îmi place. Și neapărat trebuie să fii om educat, nu trebuie să fii neapărat om intelectual, sunt om obișnuit care văd și îmi place.
Și în același timp, optimismul de care dă dovadă, plus adrenalina asta unui singur om, mi-a insuflat acel ceva care m-a determinat să afirm, da, domnule, vreau să fiu în echipa domnului primar, vreau să-l susțin, vreau să facem ceva împreună. Ce-l mai recomandă pentru acest post, pentru încă un mandat? Pe domnul Coman. Are proiecte care trebuie finalizate. Și e păcat dacă finalizarea lor nu ar fi. Mai ales cea în care domnul primar, chiar toată lumea, toți cetățenii au repulsie negativă asupra faptului că spitalul nu s-a finalizat. Deci asta e durerea, cred că, durerea tuturor. Da. Tuturor. Și în plus, dacă nivelul de educație, care este un vector important în dezvoltarea unei societăți, nu se dezvoltă așa cum trebuie, să ne pliem și noi odată la linia Uniunii Europene. N-avem cum să... Ce-i drept, de mult timp n-am mai auzit de sume mari, foarte mari, alocate școlilor, grădinițelor din Fălticeni. Sunteți în campanie alături de domnul Coman. Cum îl primește lumea? Concetățenii cum îl primesc? Am fost în campanie, deci spuneți, cu domnul primar. Adevărul și mai adevărul, doamna doctor. Îl primesc cu multă bucurie, da. Cu mult respect. Și unde merg cu dumnealui, am și eu respect alături de domnul primar. Cu ce a câștigat? Numai prin aceste realizări? Cu seriozitate, cu putere de muncă, cu... Tinerețea lui? Tinerețea lui. A? Poate mai și glumește, da. Bine. Modestie și popularitate. Ați adăugat. Popularitatea accentuează... Cum credeți că și-a câștigat? Vreau să accentuez un moment foarte important. În campanie electorală, pe o stradă unde lumea, sincer să vă zic, nu prea se aștepta, într-adevăr, să ajungă infrastructura atât de dezvoltată în zona respectivă. Cum spuneați la început, un lucru aproape firesc, da, pentru un municipiu. Normal, da? Este un lucru foarte firesc, foarte firesc. A ieșit un băițel mai micuț. Cine? Domnul primar Coman, dacă la nivelul de 3-4 ani cunoști cine este și cine este reprezentantul acestei comunități, e un lucru foarte mare. Ne vă propune să ieșiți la pensie din funcție de primar, domnul? Nu știu, asta fălticinenii vor decide. A, deci nu vă opriți, clar. Bineînțeles că nu mă opresc. N-am făcut-o niciodată. Eu mă gândeam după al doilea mandat. Poftim? După al doilea mandat, acum mă gândeam. Că primul am înțeles, dar dumneavoastră că e ca și adjudecat. Nu știu, vom vedea la timpul respectiv. Cred și sunt extrem de mulțumit când mergi într-adevăr în campanie electorală și vezi că omul spune, da, domne, ai fost în 2012, unii te-am crezut, unii nu, unii am avut încredere, unii nu. Am dat o șansă, iată că într-adevăr ți-ai meritat șansa și e mult mai ușor de făcut campania acum decât în 2012, pentru că sunt străzi pe care lucrurile sunt într-o direcție normală, mai sunt și străzi cu anumite probleme, n-am să neg acest lucru, străzi pe care din diverse motive nu am reușit să facem tot ceea ce ne-am propus, dar vreau să-i asigur pe toți fălticinenii, indiferent de zonă, indiferent că stau în centru sau în periferii, că vom ajunge pe fiecare stradă pentru a aduce civilizația într-un oraș european până la urmă și nu spun lucruri mari. Am fost și în cartierul Șoldănești, și în cartierul Țarna Mare, și în Tâmpești, unde trebuie foarte multe făcute. Sunt străzi care nu arată foarte, foarte bine, străzi pe care s-au intervenit la rețele de apă și canal. Nu vreau să dau vina, că ia cetul vinovat. Până la urmă, noi trebuie să rezolvăm toată această problemă prin tot ceea ce înseamnă pârghii pe care le avem la îndemână. Vorbeam de Șoldănești și le-am promis oamenilor de acolo că o să spun în seara asta. Am avut o discuție, am avut o ședință de lucru chiar în seara aceasta, la ora 7, la Tăpșan, la vagon, acolo, cum știu cei din zonă, în care le-am mulțumit foarte mult pentru sprijin și ajutor și le-am spus că foarte multe din problemele pe care le-am rezolvat, le-am rezolvat aflând soluții de la ei. Și pentru asta am spus că o să le și mulțumesc și la televizor, le-am mulțumit și personal și le mulțumesc și aici, pentru că, într-adevăr, s-au făcut multe și mai trebuie făcute multe și în acel cartier, cum trebuie făcute în toate cartierele Fălticeniului. Chiar dacă
într-o parte am ajuns mai mult, chiar dacă într-o parte am ajuns mai puțin. Vreau să-i asigur pe toți că îi respect la fel de mult și doar anumite probleme de ordin tehnic au făcut ca într-o parte lucrurile să arate mai bine și într-o parte să arate mai puțin bine. Dar avem, într-adevăr, o oglindă foarte clară la tot ceea ce există în Fălticeni și vreau să vă asigur că chiar din această vară lucrurile se vor îndrepta în ceea ce privește problema pe care doare, problema asfaltului, pe foarte multe străzi din municipiul Fălticeni. Nu ne-am grăbit să asfaltăm electoral, că sunt alegeri pe 5 iunie. Le spun fălticinenilor că avem o vară întreagă în care o să asfaltăm. O să asfaltăm și în iunie, și în iulie, și în august, și în septembrie, dacă ne permite vremea. Avem bănuții pregătiți, avem toate proiectele și avizele absolut în regulă. Depinde doar de noi, de vreme, să facem ceea ce trebuie pentru fiecare stradă din municipiul Fălticeni. Mai luăm ultima pauză de publicitate. Revenim imediat, doamnelor și domnilor.